Bă, țineți-vă bine că întâmplarea asta o să vă șocheze. Vă salut pe toți prieteni care mă urmăriți și aveți tot respectul meu. Auziți aici, plec în lan greu cu tovarășul meu cu firul. Bă, lan greu e un oraș în partea de nord a Spaniei. La 20-25 de kilometri distanță față de Oviedo. Hai să vă spun de ce mergeam noi în Langreo. Bă, acolo se juca barbut. În casă la un marocan. Barbut și joc de cărți. Care nu juca, venea acolo pentru combinații. Se făceau combinații în casă la marocanul ăsta. Marocanul ăsta, unde mergeam noi în casă la el, tovarăș bun cu firul. Bă, tovarăș bun cu firul. Bun. Plecăm în Langreo, ajungem acasă la marocan. Marocanul stătea la curte. Bă, o casă mare, o casă mare, o casă frumoasă. Ajungem acasă la el, un living mare, mă, un living imens. Într-o parte, în living așa, era special amenajat unde se juca barbut. Cu fotolii, o măsuță joasă așa, unde se juca barbut. În partea asta alaltă, amenajat unde se juca joc de cărți. Înțelegeți? Și într-o parte, unde stăteam noi ăștia care nu jucam, că eu nu jucam, firul juca cu ăștia. Ăștia care nu jucam, stăteam, era o canapea mare cu o măsuță, un televizor unde făceam combinații. Înțelegeți? Bun. Firul se bagă la jocul ăștia, bă, la barbut, cu marocani. Eram acolo, ca să vă spun așa. Erau vreo 8-9 marocani, 2 spanioli, și eu cu firul, români. Și intră firul la jocul ăștia. Jucau barbut acolo. Eu stăteam pe canapea cu unul dintre spanioli ăștia care nu jucau barbut. Bă, la un moment dat, unul dintre marocani mergea în cap, în pierdere. Tot pierdea, bă. Mergea în cap. Ce zice marocanul la spaniolul ăsta care stătea acolo pe canapea lângă mine? Spaniolul stătea la casconverte, cu asta s-o ocupa el. Și avea și el aur de vânzare, avea telefoane, un alt acolo, să facă combinații. Avea mașini puse la vânzare. Ce zice, mă, marocanul? Ăsta de mergea în cap, de mergea în pierdere. Zice la spaniol. Amigo, îl cunoștea pe spaniol. Zice, prietene, dă-mi și mie 5.000 de euro împrumut și zilele astea ți dau. Bă, zice, ți dau că am o combinație grea de făcut, zilele astea iau bani grei și îți dau banii, zice. Și pe lângă ăștia 5.000 care mi dai, îți mai dau 1.000. 1.000, zice, în câteva zile. Spaniolul zice, n-am bani, că n-am vândut marfa, zice, nu prea a mers treaba, n-am bani. Am mai jucat marocanul acolo, dă-i, pierde tot. A pierdut marocanul. Vine la spaniol, zice, te rog eu frumos, dăm 5.000 de euro, dăm 3.000, dăm cât ai și îți dau 2.000 de euro peste. Spaniolul zice, bă, ce să-ți dau? Că am 3.000 de euro toți banii la mine, zice, banii ăștia am nevoie de ei, îmi trebuie să fac și o treabă cu ei. Dă-mi, zice, și îți dau eu 2.000 de euro, zice, îți dau peste, îți dau 5.000. Bă, scoate spaniolul, vă dați seama că n-avea spaniolul doar 3.000 de euro. Scoate spaniolul ăștia 3.000 de euro, îi dă la marocan. Intră marocanul în joc, dă-i, să joacă acolo. Pierde marocanul tot, bă.
A pierdut toți banii. Spune la spaniol, stai liniștit, zice, cam o combinație zilele astea, zice, uite, întreabă-l pe Cutărescu, tovarăș de-al lui, știi? Marocan, zice, uite, întreabă-l pe tovarășul meu, să vezi că avem o combinație. Ăla ce zice? Da, da, avem o combinație grea, o să avem bani, ne revedem aici la joc. Noi revenim, zice, nu rămâne așa să pierdem noi. Bun, bă, câștigă firul. Câștigă firul cu marocanii ăștia, i-a făcut firul. Să termină jocul, mai stăm noi acolo ce stăm de vorbă și plecăm la hotel. Să rămânem acolo în Langreu pentru a doua zi. Trebuia să facem niște combinații acolo, să cumpărăm un alt. Rămânem acolo. A doua zi am venit la ăsta acasă, la marocanul ăsta. Era tovarășul lui Firu, unde s-a jucat. Ce zice ăsta? Bă, ăla de-a pierdut la barbut, a zis că are o combinație grea. Nu pleca acasă. Stai aici. Stai aici că poate în seara asta să joacă. Și dacă nu se joacă în seara asta, mai stai o zi și joci mâine seară. Și câștigi ca lumea, zice. Câștigi că ăștia vin cu bani grei la ei. Îi spune ăsta lui Firu, știi, marocanul. Cu toate că era marocan, dar ăsta, tovarăș bun cu Firu, v-am spus eu. În fine, bă, seara, în seara aia atunci, au plecat marocanii la pont. Auziți aici. Ăla de-a jucat barbut și a pierdut și încă doi marocani care erau acolo în seara aia. Auziți ce pont aveau? Să spargă o casă. Să spargă o casă acolo în Langreu. La ieșire din Langreu, ce era o casă mare, avea ăla bani mulți, plecat în excursie în Franța și ei s-au dus să spargă casa lor. Au ajuns acolo noaptea. Noaptea, târziu. Fiți atenți aici, prietenilor. Fiți atenți aici să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Să vedeți și voi unde te duce disperarea și jocurile astea de noroc. Au ajuns acolo. Ăsta de-a jucat barbut și a pierdut. A stat afară. El stătea în curte la pândă, la gard. Să nu vină poliție, să nu treacă mașini, dacă oprește cineva, dacă... Tătea la pândă, bă, în curte. Doi marocani au intrat în casă. Au intrat în casă, au luat ce au luat de acolo din casă. Trece mașina de poliție. Vine mașina de poliție, pac, ăsta o vede. Bă, ce s-a întâmplat? Acolo în casă era alarmă. Ei n-au știut că e alarma acolo în casă, că nu s-a auzit. Deci suna alarma doar la poliție, dar nu s-auzea în casă că sună alarma. Bă, și vine mașina de poliție, ăsta crezând că mașina doar trece pe acolo, nu oprește. Bă, și oprește mașina în fața porții. Ăsta când a văzut că a oprit mașina de poliție, a intrat repede în casă, le-a spus la ăștia, fugiți că a venit poliția, bam, bam, și a făcut semne. Au sărit în curtea din spate, gardul și tulul. Au luat-o la fugă. Bă, fundul curții la ăsta dătea la o pădure. Era un râu, ci că era un râu mic și pe urmă o pădure. Bă, fraților, și-au luat-o la fugă prin pădure, bă. Și-au fugit prin pădure. Ăsta de-a pierdut la joc, s-a despărțit de ăștia doi și a luat-o în altă parte. Ăștia doi au fugit amândoi. Au ajuns la un drum, ăștia doi care au fugit amândoi împreună. Au ajuns la o șosea. Păi când au ajuns la o șosea, trecea o dubă. Trecea o dubă pe acolo. I-a văzut șoferul că fugeau, ăștia au făcut semn la șofer să oprească. A oprit șoferul duba,
A oprit ăsta dubla, le deschide ușa din lateral, ăștia zice, ne-am rătăcit pe aici, pe-n pădure. Au spus că sunt fugăriți de poliție. Ne-am rătăcit pe aici, pe-n pădure, zice, nu mai știm să ajungem în oraș. Tu mergi spre oraș? Da, zice, mergi spre oraș. Urcați-vă. Deschide ușa la dubă, lateral acolo, s-a urcat ăștia în dubă, pac, a închis ușa. Ăsta a fugit singur de s-a pierdut de ăștia, a luat-o pe altă parte, nu știu pe unde, în fine a ajuns și la drum, dar mai departe. Înțelegeți? N-a știut ce s-a întâmplat cu ăștia doi. A doua zi, ăsta a pierdut la barbut, îi sună pe ăștia. Dă-i și sună, dă-i și sună. Nimic, bă. Nu răspundea niciunul dintre ei. Zice, bă, le-o fi frică să răspundă. Ăștia crede că m-a prins poliția și de-aia îi sun. Nu vor să răspundă. Vă dați seama că poliția a început să caute. Să caute hoții care au spart casa. Bă, și caută poliția, și caută poliția. Și auziți aici. Găsește în pădure duba. Fiți atenți aici. În dubă îi găsește pe aia doi marocani morți. Bă, morți, bă. Ce s-a întâmplat acolo în dubă? Ăla de i-a luat cu duba, i-a băgat în pădure, mă. Și avea o țeavă făcută care venea de la toba de eșapament și toate gazele de la toba de eșapament intrau în dubă. Bă, și marocanii când au simțit că vine miros de gaze acolo, au început să dea cu pumnii în pereții la duba aia și auziți, aveau pumnii rupți, pumnii rupți, curgea sângele și pereții la dubă, uite așa, erau rotunjiți, îi rotunjise, bă, de atâta cât dătuse cu pumnii în pereți. Și i-a găsit poliția acolo în dubă, morți, asfixiați. Bineînțeles că pe șofer nu l-a găsit. Ăla a oprit duba acolo, a lăsat motorul pornit, pe ăștia în spate în dubă și a plecat, mă. Și lacăt, auziți, și lacăt era pus la uși. Și ușa din spate avea lacăt și ușa din lateral lacăt. Dar pe unde să iasă ăștia mâncavași? Pe unde să iasă? Nu geam, nu nimic. Dubă, mă, fier. N-avea cum, era imposibil să iasă de acolo, mă. I-a găsit poliția. Bă, vă dați seama. S-a luat amprente, s-a luat astea. Cred că și-a dat seama că sunt hoții care au spart casa. Bă, a venit poliția acolo, a verificat mașina. Auziți mașina. Mașina cu numere de Anglia și proprietarul mașinii figura mort. Proprietarul mașinii figura mort. Acum, nu știu, poate că ăsta care, criminalul ăsta, care eu cred că s-a ocupat cu așa ceva, dacă a stat el să facă treaba asta, să lucreze, să bage țeavă de la toba de eșapament, să bage în dubă, să astea, deci ăsta clar s-a ocupat cu așa ceva. Omora oameni în felul ăsta. Ăsta... poate că a cumpărat mașina de la ăla și ăla a murit, dar ăla figura mort nu știu de câți ani de zile, bă, proprietarul mașinii. Figura mort în acte. Poate că ăsta a cumpărat mașina de la ăla. Nu se știe. Nu se știe ce s-a întâmplat, nu se știe cum a fost, că ăla care i-a omorât pe ăștia, ăla n-a fost găsit. Nu l-a găsit poliția. Nu. Poliția a găsit pe ăștia doi morți acolo. Bă, ăsta care a pierdut la barbut, ăsta a scăpat. Ăsta a scăpat că poliția a crezut că doar ăștia doi
au fost acolo. N-au știut că au fost trei. A crezut că au fost doar ăștia doi. Deci ăsta cred că a scăpat. Înțeleg bine că noi am plecat. Eu cu firul când am auzit ce s-a întâmplat. Vă dați seama că n-am mai stat acolo, nu? Direct am plecat, ne-am luat bani și am plecat. Te bă, de aici ești nebun, dacă se aude ceva că a venit ăsta aici, dacă alea să fim și noi băgați acolo, cine știe ce să, cum să fim băgați. Am plecat, fraților. Și am plecat de acolo, bă. Din Langreu am plecat acasă. Bine, că pe urmă am auzit ce s-a întâmplat, am sunat și noi acolo, l-am întrebat pe ăsta, pe marocanul ăsta și ne-a povestit tot cum au fost ăia găsiți acolo. Poliția verifica mașina, proprietarul la mașină ca figura mort, nu se știe ce s-a întâmplat. Bă, voi vă dați seama cum au murit ăia acolo, asfixiați și pumnii rupți și ai de capul meu, vă dați seama ce a fost pe ei? A? Băi, când am auzit, mamă, toți de acolo, din Langreu, când au auzit, nu mai ieșeau din casă, bă, le era frică să mai iasă din casă. Vă dați seama că le era frică la oameni, că dacă nu l-a prins pe criminal, ce au zis? Ăsta e în libertate. S-o ocupă în continuare cu așa ceva. Da, prietenilor, și așa, bă, cu marocanii ăștia. Ăla a scăpat. Ăla a avut noroc și a scăpat. Bun, prietenilor, încă o dată vă salut pe toți care mă urmăriți, aveți tot respectul meu. Băi, eu vă aștept și în secțiunea pentru comentarii să-mi spuneți părerile voastre, ce credeți voi că s-a întâmplat acolo, cum vedeți voi situația și care vreți să mă salutați. Eu vă aștept și acolo, vă salut pe toți încă o dată și aveți tot respectul meu. Numai bine, rău la nimeni și multă sănătate!